Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au acționat la nivelul județului pentru susținerea proiectului RoadPol Safety Days, anul acesta fiind aleasă ziua de 17 septembrie ca ziua europeană fără persoane decedate în accidente rutiere. Polițiștii rutieri, împreună cu cei de la ordine publică, au desfășurat activități de informare în rândul conducătorilor auto cu scopul conștientizării asupra pericolelor aduse de încălcarea regulilor de circulație. Au fost constatate și sancționate un număr de 223 de încălcări ale regulilor de circulație pe drumurile publice, cele mai multe sancțiuni fiind aplicate pentru nerespectarea obligației de utilizare a centurilor de siguranță de către conducătorii auto și pasagerii din autovehicule.